domnule general major aviator. Excelent, exact modul de adresare. Bună școală armata! Am ajuns la episodul 6 al acestui serial dificil, cu o tematică mai puțin obișnuită. Te ascult! După momentul Conciliului Vatican II, care explică modul de penetrare și de anulare a catolicismului, mi-ați nominalizat în spațiul temei războiul total împotriva creștinismului, două arme atipice folosite de anticrist, de data asta asupra ortodoxiei. Să înțeleg că abordați acum ofensiva anticristică împotriva bisericii ortodoxe? Să nu ne grăbim! Am documentat până acum armele atipice folosite de ierarhie în ofensiva anticatolică. Și anume, infiltrarea cu convertiți ridicați în toate treptele de conducere ale catolicismului, preoți, cardinali, papă. Deci, dizolvarea din interior, șantajul, mita, ecumenismul, liberalizarea. Am lăsat pentru final una din armele atipice cele mai scabroase și dezgustătoare, cu rădăcini doctrinare în Talmud, așa zisa artă anticreștină, avându-l obiectiv principal pe Iisus, întemeietorul creștinismului. Îți atrag atenția, în mod special, de asemenea prietenilor și neprietenilor acestui serial, că nu folosesc decât o documentație furnizată de mari savanți evrei, raționaliști sau mesiani, niciun teolog, filozof sau istoric român. Majoritatea presei americane este condusă de evrei și că, citez, din cei 10 de la Hollywood, 10 proprietari de case de filme, 9 erau evrei. Deci, formulez tema acestui episod, zisa artă anticreștină, produsă în Statele Unite, cu ecouri puternice în Franța și Spania, deocamdată o tentativă devitalizată la București și cam atât. Cum nu afirm nimic fără să apelez la documente, decolare liberă. Benjamin Friedman, evreu american, a semnat un excelent volum de literatură politică document. Întâmplările sunt întâmplări și faptele sunt fapte, din care mi-au reținut atenția în mod deosebit câteva capitole de dispute teologicale și de analize ale Talmudului. Biblia, mai corect Bibliile, 63 de volume de legi religioase evreiești, din care rețin pentru prietenii noștri o scurtă intervenție pe seama originii lui Iisus. Și un paragraf mai greșut, baza ideologică anti-artei pornografice, anticristice și anticreștine. Friedman susține că Iisus este iudeu, nu evreu, că pe crucea lui a fost scris Iisus Nazareanus Rex Iudeorum, rabinul lui Finkelstein, fost director al Seminarului Teologic Evreiesc al Americii. Susține că termenul corect pentru evrei este fariseist, iar scriitorul evreu Flavius Iosif a creat în secolul I termenul iudaism. Eu prefer termenul talmudism și se va vedea de ce. După cum urmează, citesc din cartea prietenului meu de suflet, Benjamin Friedman. De la nașterea lui Iisus,
și până azi nu au fost înregistrate mai multe insulte, mai josnice și mai vicioase, batjocuri la adresa lui Iisus, a creștinilor și a credinței creștine, din partea cuiva, oriunde și oricând, decât le veți găsi între copertele infamelor 63 de volume, care sunt codul care formează baza legilor religioase evreiești, cât și manualul folosit la instruirea rabinilor. Nu o spun eu, o spune un evreu. Israel Shahak, savant evreu, născut în Polonia, pe care l-am declarat public ca dascăl al meu în problema evreiască, profesor universitar în Israel, a publicat la Pluto Press, Londra, volumul fulminant, povara a trei milenii de istorie și de religie iudaică, din care citez: și mai răuvăitoare sunt acele povestiri mai larg răspândite în popor și care erau luate foarte în serios, cum este Toldot Jefu, de tristă faimă, pentru că la crimele amintite mai sus, nota mea, fiți atât, se punea un sarcină lui Iisus, idolatrie, încintarea evreilor la idolatrie, o mai adaugă și pe cea de vrăjitorie. Pentru evrei, însuși numele lui Iisus a devenit un simbol al tuturor josnicilor posibile. Și această tradiție populară nu a dispărut. Exemple, în ura lor viscerale față de cel care i-a scindat, rabinii l-au numit pe Iisus Balaam, răzindu-i postaze josnice. Citez din Sanhedrin 105a b: Balaam prea curvea măgarul lui. Nota mea, Balaam, fiul lui Botor, desfrânatul desfrânaților, al cărui nume și fapte rabinii le-au trecut în seama lui Iisus. Sanhedrin 106a. Cea care era urmașa unor prinți și guvernatori, e vorba de mama lui Iisus, o făcea pe târfa cu întâmplar, Rabbi Sefer, Sefatul iudeilor, li se cuvine numele de om. Nelegiuiții, cum sunt creștinii idolatri, își trag originea de la spiritul purcat. Se numesc porți, iar soțiile lor, vite încălcate. Aceasta este în mare baza ideologică a așa zisei arte anticristice și anticristine. Să vedem operele produse pe un asemenea suport ideologic și, desigur, sponsorii care finanțează și mediatizează. NEA, o asociație evreiască autodeclarată națională, sponsor principal, Hollywoodul, lansează pe piață filmul Ultima tentație a lui Hristos, adică relația cu Maria Magdalena, de la care se alunecă în talmudism, sugerându-se o înclinație spre homosexualism, perfidie menținută între limite deasupra scabrosului talmudic, care se va lăfăi pe scenele de pe Broadway, după cum notez, NEA, deci asociația aceea, cumpără un portret al papei, nu papa cat. Se stropește cu urină o zisă actriță, Karen Finley, atinge apogeul laudelor presei evreiești.
pentru momentul de super moment dramatic. Goală, se unde cu ciocolată și strigă din rărunt. Dumnezeu este moartea. Desigur, totul agrementat cu muzică și luminile de rigoare. Sau altă ființă de același calibru, care urina pe un altar în formă de closet, acoperindu-l cu un capac, de fapt o icoană reprezentându-l pe Iisus. Terence McKnay, cred că a decedat sufocat de propria urdură. Un foarte popular autor de teatru bulevardier se declara catolic. Din 1998, bine plătit, a scris o piesă anticristică, Corpus Christi, pe care o rezum. Mântuitorul se naște într-un motel de Mahala. În camera alăturată, un cuplu face dragoste violent, cu sonorul de rigoare. Totul este pe treapta animalică a sordidului. Are relații homosexuale cu Iuda. Face sex pe scenă cu un copil. Este crucificat ca rege al homosexualilor. Mașinăria mediatică a ierarhiei produce scandalul pro și contra după rețeta cunoscută încă după vremea lui Cremios și Montefiore. Ridică mizeria la rangul de vârf, încă neatins al genului anticreștin, calificând Statele Unite ale acelor ani pe locul 1 în pomelnicul slujilor ierarhiei. Mizeria morală de peste ocean a proliferat în Europa Occidentală în numele libertății de creație artistică. Oculta, racolează, textieri, critici de teatru și cinema, producători de filme, regizori, directori de teatre, într-o ofensivă anticristică menită să dezechilibreze psihologiile labile sau dilematice pentru a le alia în lupta împotriva bisericii. Prin 2012 s-a montat în București Mizeria Iisus Hristos Superstar. Reacția publicului și a bisericii nesemnificativă. Să nu ne mirăm dacă mâine biserica noastră va accepta să aplice ucazurile din supermemorandumul de la Strasbourg semnat de un anume Herman Van Rompuy, pasager prin birourile oficinei antinaționale heterosexuale Uniunea Europeană. Vă citesc un asemenea ucaz pe care biserica noastră l-a ignorat deocamdată. 1B. Începând cu data de 26-10-2017, vor fi demontate toate catapetesmele din biserică. Se pare că termenul limite este 2020. De aici, izolarea credincioșilor de biserică. Să fie pus în fața faptului împlinit. Pe fundal putem vedea o doamnă în vârstă, cu părul roz și gura până la urechi. Este vorba despre o campanie la nivel european, care intenționează să combată discriminarea bazată pe vârstă, orientare sexuală și identitate de gen. Patriarhia Română a reacționat însă rapid la acest mod public de a transmite mesaje legate de persoanele vârstnice din comunitatea gay. Ofensiva obscenității publice cocoțată sfidător pe panouri stradale îi dezvăluie pe ideologii pansexualismului galopant în toată nuditatea lor ideatică. A promovat public, adică inclusiv în văzul copiilor cu bunici decenți de mână, personaje groteși care își afirmă țanțoș bioorientarea sexuală, ca și cum ne-ar comunica ceva esențial pentru binele nostru comun, indică în primul rând nivelul înalt de trivialitate al concepției ideologice, ce animă asemenea acțiuni. De aici și proliferarea la comandă, fără reacția poliției, a afișelor și a panourilor anticristice,
și anticreștine. Fiți atenți, este o cercetare de luptă să ne testeze indiferența sau reacția spre a declanșa sau spre a amâna sabatul satanic anticreștin, complementar sabatului bacteriologic, condus de arafații probabil parașutați de un foarte, foarte abil serviciu luciferic, parașutați în foturile cheie ale sănătății publice, de unde, la semnalul ordonat, au declanșat românocidul. Nu v-ați gândit niciodată la carantinarea tuturor persoanelor peste 65 de ani? Nu, ne-am gândit efectiv și la niște metode în care să-i ducem într-un hotel, să rămână acolo într-o cameră cu tot confortul, în care să stea, să vină cineva să aibă grijă de ei, da? Și să le asigure un confort. Da? Aceste spații le vom găsi în hoteluri, rechiziționate sau nu. Au declanșat românocidul în tandem cu asasinarea bisericii, în complicitate cu slugostatul care, după ce ne-a târhărit abuția națională, ne mai și asasinează planificat. Ierarhia și-a aruncat enoriașii pe schena publică. Bună ziua și bine ați venit, domnule președinte. Numele este expus și sunt la datorie în spitalul modular COVID-19. Trecem prin vremuri dificile, dar o să fie bine. Ierarhia și-a aruncat enoriașii pe scena publică a desmățului porcin și satanic, anticreștin. Ia fiți atenți la inaugurarea tunelului Gotar din Elveția. La Tel Aviv, prin Eurovision, iafă istorică prin care a transformat satanismul anticreștin în bumerangul dronă care o a scoate din istorie. Date, atât. Voi suplimenta cu o discuție asupra ecumenismului care va prefața episoadele dedicate războiului atipic dus împotriva bisericii noastre naționale. Reacția acesteia și participarea sau neparticiparea românilor în apărarea instituțiilor fundamentale, bimilenare. De aici și proliferarea la comandă fără reacția imediată a poliției, o reacție târzie a afișelor și a panourilor anticristice și anticreștine.